Medicamentele aflate pe lista neagră nu se vor mai comercializa pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene începând cu data de 21 august. Problemele au fost semnalate de autoritățile franceze încă de la începutul acestui an. Știu că este un caz despre care se vorbește de circa 6 luni de zile. Falsificarea a stat în vicierea unor informații legate de niște analize de electrocardiografie. Reprezentanții Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din țara noastră dau însă asigurări că aceste nereguli nu afectează sănătatea pacienților. Ceea ce este foarte important pentru pacient este să înțeleagă că medicamentele pe care le-au utilizat nu reprezintă sau n-au reprezentat niciodată un risc pentru sănătatea lor. E vorba pur și simplu de un act de precauție suplimentară pe care îl iau agențiile medicamentului pentru sănătatea pacienților. Printre medicamentele retrase de pe piață se numără și analgezicele Advil sau pastilele antidepresive Seroplex. Mai mulți giganți farmaceutici sunt afectați de decizia Agenției Europene a Medicamentelor și cel mai probabil vor apela la instanță.